Salut, Mincu! Salut! Brad! Bum! Începi! Da! Știi ce îmi place la companiile de telefonie mobilă? Ce? Că 4G sunt 4G. Ce zice un comediant noaptea la volan? Frate, care-i faza lungă? Nice. Cum îți dai seama că un cântăreț e fals? Cum? Te cântă pe la spate. Bună. Pâinea conține 10 feluri de lipici. De asta foarte mulți oameni au intoleranță la gluten. Boom. Sa. E și în engleză, așa. Asta e. Gluten. Am vrut să folosesc trusa de prim ajutor, dar am ajuns al doilea. Știi care este rapperul preferat al rațelor? Nu. Mac Anache. Eram 16 oameni, de-aia am mers cu o mașină 4x4. Calul cu mânere a fost inventat în 1923, când o bicicletă nu a acordat prioritate și a intrat într-o căruță. Dacă o băbuță croșetează periculos, îi crește adrenalina? De ce nu există un cabinet de logopedie pentru porumbei? Că toți sunt râriți. Am arestat niște albine. Le-am băgat la zdup. Știi ce face un asistent medical cu o margaretă? Nu. Ambulanță, n-ambulanță. Ambulanță, n-ambulanță. M-am gândit la pensiune, la margaretă cu, știi, la, da, câte margarete are. Care este fructul preferat al homosexualilor? Analnas. Înainte să facem sex, iubita mea nu mă lasă să mănânc foarte mult, că poate mi se pleacă. Înainte să facem sex, iubita mea nu mă lasă să mănânc foarte mult, că poate mi se pleacă. Da. N-am. Pula. Da, am înțeles. Înțeles acum, da. Știi ce nu suport eu la alfabet? Ce? Ordinea. Știai că mușdeiul e inventat de chinezi? Pentru că se face din căței de usturoi. Still got it. Auzi? Da. Oare electricienii au priză la femei? Dacă ți-ai schimbat sexul și ai o barcă și un papagal vorbitor pe umăr, înseamnă că ești transpirat? I see, da. Știi de ce nu mai tușește somonul? De ce? Că nu mai fume. Eu sunt un om foarte respectat. Pe mine mă respectă foarte multă lume. Eu nu trag o bășină, eu trag o domnuleșină. Îți mulțumesc pentru gluma aceasta. Și eu. Gata. Gata. Eu am câștigat? Da, deci eu încep. Pregătește-te să râd. Vreau să-mi deschid un restaurant italienesc pentru țărani. Trattoria Buongiorno. Încep ușor. Care este filmul preferat al lui Gabi Firea? Instinct primar.
Ieri am făcut stand-up în fața studenților de la Facultatea de Arte. N-au schițat nimic. Am stat 7 ani într-o relație. După aia m-am mutat la apartament. Eu am scris o carte despre cum am reușit să fac primul copil. N-am reușit să o scot la timp. Parcagii sunt oamenii perfecți pentru a oferi unei femei un orgasm. Că ei toată ziua când parchează fac pasta. Trebuie doar să lase 2 degete. Plus că fac și asta dacă ai sadomasochiste sau ceva toată ziua. I-am spus prietenei mele că aș vrea să încercăm ceva nou în pat. Sex. Eu nu termin niciodată pe fața unei femei. Eu fac face painting pentru adulți. Dacă bag niște cerneală, pot să-i dau și cu culoare. Am cumpărat iarbă de la un coffee shop din Amsterdam. Vânzătoarea m-a întrebat dacă să-mi treacă cuiu pe bol. De ce a rămas clubul de comedie fără angajați? N-au putut fi serioși. Știi ce au zis cătușele lui Dani Mocanu? N-am ce să-ți fac, Dănuțule, că ești deja penal. Fără vărul meu, te rog frumos. Ce mașină își ia un țăran când vine la București? Passat. Știi de ce avem atâtea curve în România? Pentru că vezi peste tot îndemnul casco ieftin. Auzi, dar mâine cât e ceasul? Asta a fost. Știi că avem o problemă cu furtul în România când la noi și somnul te fură. Te-ai uitat încolo ca să nu te bufnească râsul pe tine, la crema ta? Nu știu de ce noi în România încă avem monedele alea de un ban. Nu dai 2 bani pe ele. E greu să locuiești sub același acoperiș cu cineva care n-are toate țiglele pe casă. De ce te uiți încolo? Asta sunt autogoluri. Doamne. Cum se numesc oamenii care au descoperit că au nevoie de atenție? Cerșetători. O relație de lungă durată e ca o sticlă de vin bun. O țin cuiată în pivniță. Cât de proastă. Te uiți la mine? Poți să... Așa. M-am certat recent cu iubita mea și la un moment dat m-am uitat la ea și i-am zis: te rog frumos, nu mai țipa, zici că ești soacră mea. La care ea mi-a zis: soacră mea-i măta, bă! Mulțumesc! Haide. 1, 2, 3 și... Hai, m-ai bătut, eu încep, nu? Am avut un iubit cu un singur picior, dar ne-am despărțit pentru că nu era o relație stabilă. Deși am un calendar pe perete, niciodată nu știu ce zi e. Tocmai de-aia plănuiesc să-i dau foc și să scap de el. Zilele sunt numărate.
Eu arăt la corp ca și cum m-am lăsat de sport fără să mă apuc de el. Unii spun că e ușor, dar mie mi se pare greu să reușești în meseria de lăcătuș pentru că te lovești de multe uși închise. Dacă am cocoșii la gât, înseamnă că sunt pirandă sau curvă? Am râs și eu. M-a omorât gluma mea. În liceu aveam un coleg țigan care a furat inelul dirigintei și n-a mai dat pe la școală. A tras ghiulul. Okay. De ce se numesc analgezice dacă le iau pe gură? Unde își păstrează scamele Dana Rogoz? În Abramburic. Mamă, cât de scârbos! Știi care e diferența dintre o broască țestoasă normală și o broască țestoasă ninja? Nu. Niciuna, rasistule. Dacă vreodată ai nevoie de lumină la baie, îți recomand un neon alb puternic de calitate superioară. Se numește neon azist. Așa. Știi ce zic curvele când le e foame? Nu. Mamă, ce-și băga un pește în mine. În Moldova, ciorapii culoarea pielii sunt roșii. Oh, Jesus Christ. Dacă o elevă pică la bac, o ridică cineva? Iarna, când nu am bani de distracții, mă duc în centru și privesc oamenii cum alunecă pe gheață și fac agrobații. Eu numesc asta sărg de polei. Am mai avut un iubit cu un singur picior, dar m-a enervat și i-am dat papucul. Am terminat de citit cartea Colț Alb. Spre dezamăgirea mea, nu a fost un ghid despre cum să scap de igrasie. Știi ce zice un pedofil? Nu. Fuți, nu fuți, copiii cresc. Și ce repede cresc. Când vine vorba de dragoste, se spune că vârsta nu contează, că e doar un număr. Așa e, mai puțin la pedofil. La ei vârsta e doar o cifră. Da. În total am avut 3 iubiți cu un singur picior. Și al treilea m-a părăsit după 2 zile, în sensul că era 2 zile să plece, că se deplasa greu. Cum primește o croitoreasă masochistă palmele? Una pe față, două pe dos. Bravo.